gogoașă, ca să-și revină, are nevoie de un șoc. Auzi, n-ai vrea tu să o lovești cu ceva în cap? Că poate... Femeie, tu ești întreagă la minte. Cum? Aici erai, mă? Hai, lasă vorba și treci dincolo, că avem treabă. Dar ce om trebuie? A, nu! Succes! Succes! Vai de capul lor de bărbați! Tot eu să fac treaba! Vă spun eu, sunt blestemată. Da. Să fugim, că ne mănâncă pe toți! Ce glumeață ești! Amâi, de ce crezi că e blestem? Dar ce e, mă, ce e? E noroc chior, nu? Păi am trezit-o și pe Angie din comă și de Mârlan tot n-am scăpat. Auzi? Dar de ce nu-i dai tu una în cap? Că poate revine memoria. I-ai dat deja? Și nimic? Ia stai așa! Eu zic mai bine să-i dai lui Mârla, nu? Că poate își pierde el memoria și așa scapi! Bună, Dezi! Bună! Care memorie la Mârla, nu? Ah, corect! Nu e, mă, nu e! Vă spun eu! E blestem! Și până nu alung blestemul, nu scap de nemernic! Hai, mă, că dacă din seară nu sparg audiențele, îmi taie șeful din leafă. Te rog eu frumos. Hai, mă, pupăză, dacă investigam fruncaș celebru ceva, crezi că mai ședeam ca tontul până intersecție pe la Romană să mă însemneze vrăbilii? Apropo, cu ce să scoate, mă, găinațul de vrabie după cozorocul de la șapcă? Dar n-ai auzit și tu la vreun coleg? Ba da, bă, dar același răspundă fie și ce dată, cu farfica. Eu mă refeream la subiect de emisiune. Hai, mă, Chiurete, că trebuie să mai fie vreo elodie nedescoperită. Da, dar în studios mai trebuie o rapandulă sandiloaică, un maloac ucigaș și vreo trei frăcangii. Greu, pupăză, greu. Hopa, ia că-te-l pe luptătorul cu tigaia. Hai, mă, nu zici că ăsta ar fi un subiect tare de emisiune, dacă ne-ai rupe audiențele cu ăsta mare lucru. Omul care s-a luptat doar cu o tigaie în mână și a răpus balena. Acest capitan Ahab al vremurilor moderne. Da, voi cine sunteți? A, eu sunt Free Willy, iar trânsul este Falci 3. Ai, vrei să te lupți și cu noi sau îți păstrezi forțele pentru iubitica ta? Una și cu una fac două. Dacă în secunda următoare nu ieșiți din casa mea afară, chem poliția! Ia auzi, ce vorbești, mă? Gogoașe, tu ești întreg la cap? Ai impresia că a fost vreodată? Corect, reformulez. Gogoașe, tu te-ai lovit la cap? Chiurete. Corect. Gogoașe, tu... tu ești bou, mă? Ce îți dai ochii peste cap ca prima donă? Zii tu dacă ai vorbit la tine! Zii tu, șmechere! Mai dai ochii peste cap, mă faci pe mine prost! Gogoașă, nu e așa că ești sureșitat de situația confuză cu Angie și de-aia ai luat-o puțin telrasna? Păi, Gogoașă, noi suntem prietenii tăi! Voi, prietenii mei? Ieșiți afară din casa mea, scrocilor, că nu v-am văzut în viața mea! Dacă nu părăsiți casa acum, să știți că chem poliția, vorbesc serios! Ia cheamă, defectule, ia cheamă! Nino, 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 roșu, Nino, albastru, roșu, albastru, roșu, Nino, albastru, roșu, albastru, Nino, roșu, albastru, 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 roșu,
Iacă-te, a venit poliția când nici nu te aștepți. Fără să o suni. Ai văzut ce tare e organul, mă? Defectule. Ajutor! Nino, 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 ajutor! Uite, uite, ăștia sunt nebuni. Cucoșe, tu chiar ești Diliu, mă. Tu nu faci iubițelul Diliu, mă, tablagiule. E doar puțin traumatizat de la lovitură. Da, apropo, ia ziceți voi care mi l-ați lovit, că vă crăpe amândoi. Nu, nu, nenea, ăsta, tanti. Nu mai pierde vremea cu vorbele cu ei, iubito. Dă-i afară că sunt periculoși. Mi-ai zis iubito? La 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 la. Normal. Păi nu ești tu iubițica mea? Iubițicăi din vagabond! Bucles! Ziceți care mi l-ați lovit că vă cinstesc. Eu? Ce vorbești? Eu? Mă! Iubito, dă-i afară că sunt infractori periculoși! Da, dragă, da, îi dau afară! Marș afară, borfași periculoși! Ieși și voi puțin afară și când se calmează, vă chemăm. Marș! Au! De când așteptam un job de ăsta? Și cât câștigi? Zim. Nu știu, iubito, că încă nu mi-a spus omul. Dar îți dai seama că o să câștig o grămadă de bani, pentru că e miliardar. Și știi cum sunt ăștia? Aruncă cu banii și în stânga și în dreapta. Iar eu, fiindcă sunt singurul bodyguard pe care îl are, așa? O să fiu și în stânga și în dreapta lui. Ua, super. Da. Bani. Auzi, iubito, da. Vezi că asta înseamnă că nu prea o să stau nopțile pe acasă. Cum adică să nu stai nopțile acasă? Adică să nu prea vin? Cum adică să nu prea vin? Ia ai grijă că cu așa ceva nu se glumește. Iubito, dacă vrei să avem o grămadă de bani, trebuie să mă duc. Că sunt la dispoziția lui 24 din 24. Dacă mă sună omul la 12 noaptea, eu ce fac? Dar de ce să te sună, dragă, la 12 noaptea? Auzi, ia zici, cum îl cheamă pe miliardarul ăsta? Îți spun degeaba numele lui, pentru că nu e cunoscut, nici măcar în top 300 nu e trecut, pentru că așa? Nu vrea să îi se facă public averea. Știi, e de-asta care face așa afaceri cu statul. E bordurist, de la bordurist. Bordurist? Și care e treaba? Te sună la 12 noaptea să îi păzești bordurile? Nu, iubita mea, adică... Adică ce? Iubita mea, tu vrei să spui că eu te mint și mă duc la altele? Păi nu, iubitul meu, că asta ar însemna să fii sinucigaș. Ești sinucigaș? Iubito, hai, liniștește-te. Peste câteva luni, când o să vezi teancul de bani, așa? O să mă trimiți tu singurică la muncă. Da, sper să fie așa, că altfel te trimit la urgență. Gata? Dar au trecut 3 ore! Răbdare, pupăzoiule, răbdare, că dacă e agravat situația, nu vă mai primește deloc. Bă, de eu trebuie să intru să mă schimb ca în emisiune. E? Trebuie să-i schimbe care un subiect la emisiune dacă nu sparge pe Diaconescu și pe rapandurea de Magda. Hai, gata, mă duc să mă schimb că nu... Pupăză, nu-ți forța norocul! Hai, noroc, bă! Unde te duci, tăfălogule? Că n-ai voie intra în casă. Dar de ce? S-a dili gogoașe și nu mai ne lasă să intrăm. Nu ne mai recunoaște? Doar bagă măsa, păi trebuie să mă pregătesc ca întâlnire cu Iuliana, iete! Stai, poate, stai mereu, mă! Unde ai intri, mă, tâmpite, mă? Dragii te găsește! Stai, mă! Stai! Ești, mă, să n-auzi! Pătăriți-mă! Mă, ce căutați voi la mine în casă, iar? Ce ți-am zis, mă, rinocerule? Ai văzut că nu ne lasă defectul în casă? Eu mă refeream la voi doi, că el are voie să intre, că doar e frățiorul meu, e și casa lui, nu? Ce, mă? Ce-ați auzit? Frățioare! Da, ce dorme am fost să țin de când nu ne-am văzut! Pupăză, dacă nici ăsta nu e subiect de emisiune... Ferdin,
Nu ne-am văzut de azi dimineața. Da, 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 când îți iubești, fratele, ori le trec greu, bă, parcă ar fi ani, mă înțelegi? Da, ați văzut ce... Voi ce vă holbați, băi, ca o gică la rapandul aia de Magda? Ieșiți afară de casă mea imediat, vagabonților! Angi? Lasă-o, bă, Pagi, lasă că-i dai eu afară. Bă, și afară, că vă crăpți! Ia uite, zic! Hei, iubi! Ce e? A, iar veniseră vagabonții aia. Dar i-a dat afară, frățiorul meu. Cine e, frățiorul? Da, el. Eu, drag, ai uitat, dar tu, băi, Angi, măi, cum poți să uiți așa? Ce vrei, mă? Încă nu mi-am revenit complet. Mai am și eu scăpări. Auzi, mă? Dar dacă el e frate, tu de ce mi-ai zis iar că e iubitul meu? Da, n-a glumit, dragă, că el e așa, el glumeț, dar uita și el și tu. Așa e glumeț, glumețul e. Hai, mă, te rugăm, că dacă nu-și revine, diseară dormim sub clar de lună. Lasă, pupăză, că tu ai unde să dormi. Termină, dragă, cu glumele astea. Băi, eu v-aș ajuta, dar nu pot. Diseară la 7 am chemat o clarvăzătoare să-mi spună cum să scap de mârlanul. O frăjitoare? Mă rog, în termeni populari. Bă, pupăză, dacă nici asta nu e subiect de emisiune, să nu zici mie ciorăt. Apropo, tu și cu șefa o făceți, nu? Gata, mă, mai spun la nimeni. Aici, bă, da, unde? La, la, da, ce, unde, aici, unde? Aici, 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 o luăm noi, pască. Alo, fă, doamna blondă, păluga, ce ai? Ești? Unde ești? Unde ești că nu te văz? A, bună seara. Dumneavoastră sunteți Strălucirea? Da, da, unde ești că nu te... Nu, eu nu sunt Strălucirea, sunt sora ei, Tunerica. Că sorba n-a mai putut să vie, că a chemat-o Băsescu să-i afurisească pe aia de la Antena 1. Dar stai liniștită, mâncați-a, și că-s la fel de puternică ca e. Eu, tine, mă chiar și mai și... Că dacă mi-am pierdut vederea, mi-a crescut puterile de paranormală, fă. Zălu, fata, ce te supără? Ai buba neagră, ai făcut perlă la scoică, ce ai făcut? Nu, nu pot să scap de, uite, de individul ăsta. Care? Scuză-mă, am uitat că nu vezi. Stai liniștită că văz cu ochii miți mai bine ca tine. Ia, dă coace să văd eu poza. Poftim, unde poftim, poftim, aici, aici. Aici, aici, așa, aici. Ia. Aoleu, mâncați-aș, de când sunt eu oarbă, n-am văzut așa bărbat. Păi e plin de muși, de pachete, mușchiulos, fă. Poate de slănină e plin. De unde știi, mâncați-aș, că doar nu l-ai pipăit. Corect, nu l-am pipăit, dar așa pare. Așa, eu par oarbă și văz mai bine ca alții. Au! Au! Ce? Ce? Au! Mâncățești, cocoșelul matale! Păi știi ce are ăsta în pantalon? Un șarpe! Sare cu ceaia șarpe, uite! Dita mai aghila, zici că-i calea ferată, până la lechliu! Aleu! Păi așa? Așa ceva? Ia ur la casă, femei, cum vrei fa să-l scap de el? Ăsta n-ar trebui să-l scap de mână! Nu mă ghila, fă, bărbatul vorbesc. Mai ales că te iubește ca animalul. Ia uite că simt cum îi bate inima pentru tine. Auzi, vezi că inima e în partea cealaltă. Eu te ce-i fă, eu-s ghicitoare, nu cardiolog. Mă rog, zi mai repede cum scap de el, că pe mine nu mă interesează... Dai să-ți spui acum. Ce cauți aici, mă?
Vreau și eu să mă întreb de bărbatul meu. Contracost, normal. De Van Damme? Wow, ce tare e! E bună, o știe! Hai, da, întreabă mai repede, că eu mă grăbesc. Întreabă. Vreau și eu să știu. Hai să nu spui că ai venit și tu să întrebi de al tău. De unde știi? Ți-a zis ghicitoarea, a? Asta a dorut cel mai tare, bă. Da. Ce faci? Unde te duci, pupăză? S-o filmezi pe vrăjitoare, că e subiect de emisiune. Văzuși, mă? Păi nu ți-am zis eu. Stai. Păi și gogoașe? Gogoașe nu e subiect de emisiune, pentru că toată țara e plină de sandilii. Nu te așteptule, care îl rezolvă pe sandiliu, pe defect? Ce vrei, să dormim pe grătarul de mici? A, corect. Tu îl rezolvi pentru că eu am unde să dorm. La șef ai? Fiți arbotul ăla, cu și când am stat de vorbă cu tine, ți-am zis că sunteți cate-cate, ai zis că nu. Păi ce să vă, nu ți-e rușine? Am vrut să-i protejez intimitatea, pentru că eu sunt un gentleman. Așadar, dacă nu vrei să dormi pe grătarul de mici, tu te ocupi de el. Știi ce zic eu? Îi dai direct una în freză, pentru că cui, virgulă, pe cui se scoate. Măi, femeie, tu nu înțelegi că nu vreau să fiu cu el? Dacă e așa deosebit, ține-l tu! Mie zi-mi cum să scap! Da, zi, frate, odată că ne-am săturat. De două ore vorbiți de idiotul ăla de Murlanu, de șuncanul ăla slinos. Mai vrem și noi! Auzi, fă, Blondo, lasă-mă să-i răspunzi ludițoasa asta și porvăriviu la tine. Hai. A văzut că sunt... Ce vrei să știi? Dacă te înșală bărbatul? Da. E bine, da, află că te înșală, mâncate. Te înșală cu toate colegele lui de servici și pe față și pe spate și pe sus și pe jos și pe râs și pe toate deodată. Ba, le mai și... Hai, ce faci? Întreabă și tu să scapi și de tine. Dacă îmi zice că mă înșală și pe mine pupăză. Pupăză? Așa, mă, măgarule, ți-ai luat servici nou ca să te întinzi cu toate colegele? Care colegi, iubita mea? Că nu am nicio colegă la muncă acolo. Suntem numai bărbați. Cine mai ți-a zis tâmpenia asta? Vrăjitoarea de la Iuliana. Și aia știe ce spune, mă? Că mi-a zis că zințoasă și n-avea cum să mă vadă. Înțelegi? E meseriașă. E meseriașă. Hai, o relație cu o pupăză? Păi asta ți-am spus și eu din aur, nu? Păi da, fă, dar constatatam acum. Și ia zi, văd, frichi. Asta trebuie să vezi tu. Păi să vezi, dă-te mai hacala. Harcea, parcea, himenarcea. A făcut-o. Păi normal că a făcut-o, doar nu era să stau pe usca 10 luni, nu? Au zis cato? Asta e cumva un apropo? Normal, doamna, că așa cum s-a frichi ea cu alei, trebuie să te cuțești mă tale cu alba tale. Că-i păcat de el că a redit-o mai aghila, strânge tensiune. Să vă eliberați de tensiune amândoi, să scoateți vagoneții după calea ferată, mamă. Auzi, tanti, știi... Ce zici? Să-i spun lui Chiorete că sunt cu pupăză sau... Doamnelor și domnilor, așa cum v-am promis, în această seară vă vom dezvălui dacă vrăjitoarele sunt șarlatance sau nu. Dar sigur sunt. Doamnă, spuneți, v-a zis ceva concret despre trecutul dumneavoastră sau nu? Ia dă-te pupăză. Da. Nu te fai șarlatanco. Mi-ai zis lui ăsta că am găgești pe la muncă când eu pe acolo n-am picior de femeie, a? Păi nu-ți rup cap. Mi-a rup cap. Extraordinar, dragi prieteni, vrăjitoarea nici măcar nu este vrăjitoare, este o impostoare deghizată, senzațional și exclusivitate. Mârlanu? Ce omor, mă? Ce omor, Mârlanu? Senzațional, dragi prieteni, în direct și sunt convins că și în eroare acești oameni au demascat un excroc. Mă faci tu pe mine, scurt, pupă, așa. Dacă nu-i spui eu lucrurile, ce
Că-i de pălușa cotoiul cu asta și spui prin gura mea. Doamnelor și domnilor, conform unor informații de ultim moment, se pare că nu asistăm la demascarea unei impostoare, ci la atacul altor vrăjitoare asupra celei mai bune clarvăzătoare din branșă pentru a o elimina. Așadar, rămâneți alături cu noi pentru că se lasă cu prietene și chiar cu morți. Trebuie să fii boboașe. Iată-te, Andreacu, dar nenorocit. Na! Ce-ai făcut, infractorule? Ajutor! Ajutor! Chiorete, ce dragi face aici, ce mă, în frigul ăsta? Mi-a zis Chiorete, Cocoșică, ți-a revenit! Mersi, Doamne! Mersi! Unde ai fost, iubitule, azi noapte, că parcă în pat nu erai? Răspunde, Cocoșe! Hai, iubi, lasă glumele și răspunde, că știi că sunt geloasă! Și mai bine dă-mi o guriță, că mi-ai rămas restan de azi noapte! Hai! Hai! Rămâneți cu noi! Revenim imediat! Suntem animale! Ție și place, cred! Ai nevoie, Dangi, până joi, mai ai nevoie. Ăsta te-a tras, lasă că am văzut eu. Mă, vin la prag. Ți-am zis, mă, deci pragul se trece în mie în brațe, nu pot. Poți să-i dai tu brânci. De când așteptam un job de ăsta. Și cât o să câștigi? Super, 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 super! Grasu! Ai, mă! Intrasem și eu într-o stare! Ce e, iubi? Ce e? Iar veni să ne facă bauții! Da, da, da.